Bucureștiul ar putea să arate ca un oraș european, măcar la capitolul detalii. E drept contra unei sume deloc de neglijat. Municipalitatea se pregătește să investească 8 milioane de euro pentru bănci și coșuri de gunoi. Așa arată cele mai importante artere din București. Deocamdată, primăria promite o schimbare radicală. Se va întâmpla însă peste 4 ani și va costa numai puțin de 8 milioane de euro. Așa arată Piața Victoriei. Dacă vi se face rău sau pur și simplu vreți să vă trage sufletul, nu veți găsi niciun loc unde să vă odihniți. Se vor monta băncuțe, se va schimba pavajul, vor fi mai multe spații verzi. La fel se va întâmpla și pe Bulevardul Magheru, unul dintre cele mai circulate din capitală, va suferi și el schimbări majore. Am mers pe Bulevardul Magheru dintr-un capăt în celălalt. Nu există nici măcar o bancă pe care te poți așeza. Bulevardul Banu Manta, Piața Spaniei, dar și Piața Presei vor intra și ele în renovare. În toate aceste zone vor fi construite adevărate oaze de liniște. Municipalitatea va amenaja mini-părculețe în 30 de puncte cheie ale capitalei. Vor fi amenajate mini-părculețe cu băncuțe din lemn sau fier forjat, jardiniere cu flori, copaci care să țină umbră vara, răcoare, stâlpi de iluminat. De asemenea, în paviment vor fi spoturi luminoase, coșuri de gunoi care să ne oblige să păstrăm curățenia. O idee foarte bună, părerea mea și părerea multor copii. Bună. Parcuri nu sunt niciodată prea multe. Poate fi o idee tembelă. Unde? Aici e loc de parcare. Nu se poate, pentru că aici nu avem parcări de nicio culoare. Nu poți circula, pentru că sunt foarte mulți oameni murdari și cerșetori, deci aici nu se poate un parc să te relaxezi. Licitația va avea loc pe 20 septembrie. Valoarea totală a proiectului este de 8 milioane și trebuie terminat în 4 ani.